There are also some journalists from the local media for which Mr. Mayor will have to bring some details just only related to the contract. Valoarea contractului este de aproximativ 20,5 milioane de euro. He's mentioning the value of the contract, 20.5 million euro. Durata de rambursare a contractului este de 15 ani, cu o perioadă de grație de până la 3 ani la începutul acestui contract. The reimbursement period of 15 years with a 3 years grace period. Rambursarea împrumutului se va face în 12 ani, în câte două plate semestriale aferente fiecărui an, deci în 24 de plăți semestriale. The reimbursement will be made in 12 years with two semi-annual installments each year. Gradul de îndatorare al municipiului Iași înaintea semnării acestui contract este de 4,99%. The debt level before the signing of this loan is 4.99%. Iar maximul gradului de îndatorare pe care îl vom atinge după semnarea acestui contract este de circa 8,35% în anul 2025. And the maximum level of debt that they will reach is 8.35 after signing this contract and will happen in 2035. Marja dobânzii este, și mulțumesc băncii pe această cale, vă mulțumesc sincer, este de 1,15% la Euribor la 6 luni, la care se adaugă comisionul de acordare de 0,5%, respectiv comisionul de rambursare anticipată de 2%, cel pe care l-am avut negociat și în contractele anterioare. He is mentioning the margin and the commissions that we granted them, and he would like to thank us for making this low margin available of 1.15 over Euribor. And this is in line with what they had in previous projects. De asemenea, împrumutul este aprobat de către Comisia Interministerială, inclusiv tragerile din acest împrumut care nu trebuie să treacă de nivelul maxim de îndatorare pe care și l-a asumat România în politica de deficit bugetar și care vizează trei componente. The loan is also approved by the CAIR, the Romanian authority responsible for approving the loans, the municipal loans, and also the disbursements that will follow are approved by CAIR. And compounds of three components that he will present. Primul și cel mai important domeniu este cel de eficiență energetică pe clădiri de învățământ. Sunt vizate 14 unități școlare. First refers to energy efficiency in public education and public buildings. It refers to 14 school units. Ca să nu mai să economisim din timp, lista o publicăm pe pagina primăriei. A doua componentă este cultura, respectiv reabilitarea unui fost cinematograf care va deveni o sală culturală pentru cartierele Alexandru și Dacia, se va numi Ateneul Copiilor. The second one refers to culture and it refers to a cinema that will be called Ateneul Culturii. Având în vedere că cele două cartiere adăpostesc o populație de aproximativ 100.000 de locuitori, neexistând niciun edificiu cultural educativ de acest tip pe toată suprafața celor două cartiere. This cinema will serve two neighborhoods that so far don't have any other cultural name similar with cinemas. Sigur. And it will serve approximately 100,000 people. Ținta fiind tot una de eficiență energetică și ultimul domeniu este cel de mobilitate verde prin modernizarea unui depou, depoul din Dacia, care va adăposti parcul verde al orașului, autobuzele electrice și parte din parcul de tramvaie.
And the third one refers to the Dacia depot that will refer to that will include the change of infrastructure and also of trams and buses. N-aș vrea să las în cele de urmă, dar vreau să mulțumesc de asemenea băncii pentru grantul pe care ne-l asigură, pentru două componente foarte importante, asistență tehnică pe parcursul elaborării documentațiilor de achiziție până la implementarea proiectului. We would also like to highlight and to would like to thank us, the bank, for the TC that we provided to them. The first component refers to the procurement that they are going to use to make this project happen. Și a doua componentă foarte importantă de circa 350.000 de euro pentru asigurarea sau crearea planului de acțiuni pentru Oraș Verde, o componentă indispensabilă în politica de aderare pe care și-a pronunțat-o și România și necesară pentru atragerea de fonduri europene pentru viitoarea etapă de finanțare. And the second one that is also very important and refers to the preparation of a Green City Action Plan. That is a mandatory component in Ms. Mea's opinion to attract and to have success with EU funds in the next EU programs in period. Da. Cu riscul de a fi fost repetitiv față de colegii și prietenii de la BERD, vreau să vă mulțumesc celor din presa ieșeană că sunteți alături de noi și la sfârșitul sesiunii de semnare vom aștepta și întrebările domniilor voastre. Mulțumesc foarte mult, Venera, pentru răbdare. He now thanks to everybody, to the journalist and to us. And afterwards he will address the questions coming from the media. Thank you, Mr. Mayor, and thank you, Ana Maria. Maybe before moving to Sue for a few words, I just want to conclude, Sue, that the mayor shared with us the context of this project. He indicated how important it is for Iași to benefit as much as possible of EU funds. But my understanding is that for some certain projects, the mayor prefers to work with EBRD because he wants to see the project done. That was my understanding. And also the mayor acknowledges very important technical assistance that we contributed ahead of the project implementation throughout the preparation period, but also for the TC for the assistance for the Green City Action Plan, for which we have generous funds from the Taiwan business. So, Siu, that was broadly the mayor wanted to explain at large the context of cooperation with EBRD, probably because there are some new persons either in the media or in the city's council. But now I think it would be nice to have a few words from you, knowing that you've been working with Romania for about 25 years. So thank you very much, Venera and Mayor Hrița, members of or representatives of City of Iași. It's such an honor to be here. You are indeed a long-time client of EBRD. We have signed 3 loans with you in the past, in water, in district heating, as well as in urban transport. And we're so excited to sign this 4th loan. We see you as a leader in pushing the green agenda. And in this loan, you will be becoming officially a member of EBRD Green Cities. Yes. Did you want to translate, Ana Maria, or should it's I just okay. keep going? I can do that. Okay. În primul rând, doamnă, vreau să vă mulțumesc și pentru colaborarea de până acum și să vă spun că este o onoare să colaborăm din nou pe acest proiect. Vreau să sublinieze faptul că orașul Iași este un lider în promovarea măsurilor
de eficiență energetică, măsurilor ecologice, și că până acum am semnat cu dumneavoastră 3 împrumuturi care au fost de succes și, practic, prin acest al 4-lea împrumut, veți fi în mod formal parte a programului BERD de orașe, destinat orașelor verzi. So, Green Cities is EBRD Green Cities is our flagship municipal program. We recognize that climate change, environmental challenges, and the impact of COVID have hit cities hard. And one of the best ways we can support city is through Green City Action Planning. Programul Orașe Verzi este un program emblematic pentru BERD, iar prin acest program încercăm să ajutăm cât mai multe orașe să treacă peste perioada grea de COVID și să aducă cât mai multe măsuri de eficiență energetică și măsuri ecologice care să aibă beneficii peste timp. We have 50 cities, over 50 cities who are members of EBRD Green Cities, so it's fantastic that Iași is joining this EBRD family. The heart of it is what is the Green City Action Plan, and this is where we help the city identify, benchmark, and prioritize both investments and actions that can help it address both its climate change and environmental challenges. Ne bucurăm că Iașul este parte a acestui plan care pentru orașe verzi. Până acum BERD a implementat peste 50 de astfel de planuri de orașe verzi și prin acest plan urmărim să creăm atât un plan de acțiuni cât și de măsuri de eficiență energetică prin care să ajutăm orașul atât la momentul actual cât și în viitor. Identificarea problemelor de mediu acute pentru în orașul Iași și ca răspuns identificarea de măsuri și investiții care să rezolve acele probleme de mediu. Sorry, sorry, I need the clarification. No, so through our Green City Action Planning, we work with all parts of the city to help figure out what is to help develop a holistic green roadmap for a greener, more sustainable future. Practic, prin acest program încercăm să avem o abordare cât mai cuprinzătoare, astfel încât să, pe termen lung, să ajutăm la dezvoltarea unui plan ecologic sustenabil. And I'd like to thank the donor, Taipei Business Fund, which is funding the Green City Action Plan, and how happy we are to be able to engage with the city in this manner. And for this, I have to thank and acknowledge the strategic leadership of the mayor. Without this leadership and support, we would not be able to be where we are today. But signing this loan, we are working to take steps towards enabling and developing a green roadmap for the city. Donorilor care au făcut posibil accesarea fondurilor de asistență tehnică, se referă la colegii din Taipei, dar de asemenea dorește să mulțumesc domnului primar și echipei dumnealui care au fost serioși și au făcut ca acest proiect să aibă loc și care va conduce în cele din urmă la susținerea unui plan complet de măsuri ecologice. And so the mayor already described all the components of the loan, so I won't go into that detail, but we know that the loan will reduce CO2 emissions and improve energy efficiency in the city, in addition to the numerous benefits mentioned by the mayor. So in this regard, I just want to say how excited we are and pleased to be here to be working with the city in this manner, and to say how we look forward to working with the city going forward. And also to apologize that we can't be there in person. I love Romania. It's one of my favorite places to visit, and I'm hoping that soon we will be able to visit and we can do these types of signing ceremonies in person as opposed to via Zoom. But
even though it's via Zoom, it's fantastic to see you and to participate in this signing, even though it's via video link. So thank you very much to you and to your team. Mulțumesc! Ziua a spus că nu se intre în detaliile referitoare al împrumuturii, pentru că deja domnul primar a făcut acest lucru. Ce vrea să sublinieze este importanța reducerii emisiilor de dioxid de carbon și importanța eficienței energetice generate de acest proiect. Și spune încă o dată cât de bucuros suntem că putem lucra împreună pe acest proiect și că abia așteptăm să proiectul să demareze și să se vadă rezultatele lui. În plus, ne pare rău că nu putem face această semnare așa cum o făceam vremurile de mult, față în față, și că trebuie să o facem pe Zoom, dar totuși e bine că avem și acest instrument și că reușim din când în când să ne vedem. Cu asta vă mulțumește. Da. And I guess now we proceed to signing. Și trecem la semnare. Exact. Dar aș vrea și eu să mulțumesc și de ce am ales această soluție. Puteam la fel de bine să mă deplasez și eu la București fără niciun fel de problemă. Dar am ținut neapărat să dăm un exemplu. Te rog. Mr. Mayor said that it could have been possible to go to Bucharest to sign the loan, but he wanted to have this sign online just to give an example that if you want to do something, you can do it no matter if you have to stay in Zoom or something different. That's why Iași is one of our favorite cities. De aceea Iași e unul din orașele noastre favorite. Mulțumim. Și trecem la semnare. Ok. Now we are going to proceed with the signing. Vom semna contractul de împrumut și contractul de garanție. We are going to sign both the loan agreement and the guarantee agreement. Și o facem pentru orașul Iași și pentru cetățenii acestui oraș. Vă mulțumesc. We are doing this for Iași and for the citizens of City of Iași. Și de-abia aștept să ne revedem față în față. And they are looking forward to see us face to face. Thank you. Dacă aveți întrebări, dacă doriți să completați, și aici fac trimitere la colegii din presă, dacă ne aud sau dacă ne putem contacta. Now Mr. Mayor is asking the journalists if they have questions or if they want to add something. Cred că trebuie deconectat microfonul de pe general. De exemplu, acum doamna Cincu vrea să intre. Bun găsit, Violeta Cincu, Radio Hit. Când vor deveni realitate proiectele pentru care ați semnat astăzi acest împrumut? Prima întrebare. Practic de astăzi începem toate procedurile pentru declanșarea achizițiilor pentru lucrări. Proiectele au fost verificate de către consultanții Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare, alături de colegii noștri. S-a făcut un grafic și de tragere pe care l-a acceptat și Ministerul Finanțelor în Comisia Interministerială și sperăm în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 6 luni de zile, să avem contracte de lucrări pentru primele 2 componente care vor pleca, eficiența termică pe clădirile școlare și eficiența termică și modernizarea pe Ateneul din Iași. Pentru depoul din Dacia trebuie să mai finalizăm o procedură necesară autorizării, respectiv planul urbanistic zonal, care este în curs de finalizare și care va intra în atenția Consiliului Local în etapa următoare. The first question was when all these investments will become reality in Iași. And Mr. Chirica said that we already launched the acquisition, the procurement process together with them. The procedures were checked by the city and by EBRD's consultant, and we have an agreed schedule that was also approved by the Ministry of Finance.
And he estimates that in 6 months' time from now, the contract will be in place at least for the building and for the cinema component. For the repair, it's going to take a little bit longer to finalize some other studies. Yes. Poate aș putea adăuga, domnule primar, că spre deosebire de procedura noastră obișnuită când pornim asistența pentru documentația de achiziții după semnarea împrumuturilor, în această situație, având în vedere parteneriatul de mulți ani cu municipiul Iași, noi am pus la dispoziție această asistență în paralel cu pregătirea finanțării, astfel încât să licitațiile să poată fi pornite cât mai curând în următoarea perioadă. Din câte știu de la colegii mei, deja documentația de achiziții pentru clădiri este aproape finalizată, așa încât în următoarele câteva săptămâni se poate da drumul la acea componentă. Și aș mai vrea să adaug că, la fel, contrar procedurilor noastre, am lansat în paralel și achiziția consultanței pentru acel plan de acțiune pentru orașe verzi, care și la noi durează, a durat câteva luni, dar tocmai pentru a veni în sprijinul primăriei, știind că acest program va fi util și pentru accesarea fondurilor europene, am lansat în paralel și deja am selectat echipa de consultanță și credem că în aproximativ 2-3 săptămâni vom putea avea un eveniment de lansare a programului și sperăm cu ajutorul dumneavoastră ca la acest eveniment de lansare să participe cât mai mulți dintre actorii locali relevanți, instituții, ONG-uri, companiile de servicii publice care au legătură cu acest program. So for you, I just want to mention that I added up that unlike our usual procedures, we launched in parallel with the preparation of the financing, the technical assistance for the procurement of buildings rehabilitation and also the procurement of the technical assistance for green cities, and that we are going to launch to have a launch event of the Green City Action Plan in about 2-3 weeks, and we hope that many of the local actors will be part of this launch event. A doua întrebare, odată cu modernizarea pe segmentul eficienței energetice a celor 14 unități școlare din acest împrumut, în ce procent practic rețeaua de învățământ preuniversitar din Iași beneficiază de aceste modernizări? Și dacă, în afară de reducerea consumului și în oraș verde, există avantaje și pentru sănătatea elevilor și a profesorilor, care, iată, petrec între 6 și 8 ore în incinta instituțiilor. The second question is related to the modernization of the 14 educational units. They would like to know what is the percentage that is going to be covered in the total scholar units in Iași through this project, and he would also like to know if, except of the energy efficiency and all the related measures that will be taken, if there will be any healthy elements for the children and for the teachers. Da, practic, acest pachet de 14 clădiri școlare completează în totalitate numărul de clădiri pe care le avem noi în discuție, cu excepția câtorva care sunt monument istoric, a căror abordare pe eficiență energetică este mai complexă. Și sigur, sănătatea elevilor constă, așa cum bine se înțelege, și din securitatea energetică a acestor clădiri. Noi nu avem o componentă medicală, dacă vrem să trimitem discuția acolo. Nu există această componentă în momentul de față și de altfel nu poate fi abordată prin această categorie de împrumuturi.
dar cu siguranță contribuie la sănătatea noastră în general prin diminuarea emisiilor de CO2. Mr. Mayor explained that this project, the modernization of 14 building units, scholar units, will most probably bring close to 100% the rehabilitation of schools. Most probably there will be healthy measures through the fact that by reducing the CO2, all the citizens will benefit of it. And of course, because the energy efficiency measures will bring higher temperature in rooms and so on and so forth, but a direct healthy component, like a medical component, will not be addressed through this project because it's not feasible. Maybe I can add, Mr. Mayor, that our specialists confirmed to us that the current buildings are characterized by a low energy performance and poor internal conditions, and upgrading the buildings will incorporate a set of energy efficiency measures and lead to energy savings of about 40%. And maybe it is also important to know that the energy performance of a building which is on a scale between A and G, this tells us how good or bad the building is performing. Through this project, it was possible to improve the performance, the energy performance of a building from C to A. That means saving huge amount of energy, but also making rooms more comfortable for the occupants, for the students, with positive impact on health, but also on productivity of people working there. We also think it's important to say the energy savings has a huge impact on the city's budget, because they're spending less on heat, water, and electricity expenses. So it all works well. Au fost aduse două clarificări, una de doamna Vlad, care a spus că practic aceste economii, reducere de energie, vor să fie în componenta de clădirii publice, de școli, vor fi de 40% și pe o scară de la A la G, practic se va trece de la consum C la consum A, ceea ce înseamnă foarte mult în termeni tehnici. Mai mult, acest lucru va face ca elevii să aibă clase mai confortabile, să poată să desfășoare orele într-un mediu mai plăcut, mai călduros. Iar în plus de asta, domnul Gerenson a adăugat faptul că în plus, va avea un impact semnificativ această investiție pe bugetul orașului, care nu va mai cheltui atât de mulți bani cu încălzirea școlilor respective. Deci, per total, va fi un câștig pentru toată lumea. Mulțumim foarte mult! Au fost prezenți aici alături de noi și sperăm să ne vedem cu bine în continuare. Mulțumim! Thank you very much! Signing paper. You asked me to take a photo. It's here. Okay. Sorry. We are adjusting. Okay. And now we put some clapping in. Thank you all. I would like to, to say one more time, thank you everybody from the city that worked with us, particularly the financial department who worked hard to make this project happen. And I'm not only speaking about the loan, but a lot of data collection that is needed for a project of this scale, but also to my colleagues. Only part of them are here on the screen, but I used to count in the past how many people are participating in a project like this from the city and from the bank, and I can tell you that there are about 100 people. So it's indeed a project of large scale, but I would be very happy to see
these projects like the others happening soon, and I am confident that that these projects will be a success and a relevant project that can be replicated in the country. Mulțumim foarte mult. Mulțumim, Maria, și echipei tale. Mulțumim. Să aveți o zi bună. Thank bye you, bye. Everyone. Bye-bye. Thank you all. Thank you. Bye. Bye. La revedere. La revedere. La revedere. La revedere. Mulțumim.